Premierul Marcel Ciolacu a participat la slujba de Crăciun la Catedrala Patriarhală. Fra Fericitul Daniel a avut o cuvântare despre importanța acestei sărbători pentru creștinătate, dar a făcut referire și la războaiele din Fâșia, Gaza și Ucraina. Secretarul de stat pentru culte i-a fost alături premierului pe parcursul slujbei. Premierul Marcel Ciolacu a participat la slujba de Crăciun alături de Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte. Cei doi au ascultat predica Patriarhului Daniel, care a punctat importanța sărbătorii nașterii Domnului. Biserica noastră prăznuiește nașterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Această sărbătoare mare a creștinătății are o mulțime de înțelesuri duhovnicești. În Evanghelia de astăzi ni se arată în mod deosebit venirea magilor de la răsărit ca să se închine pruncului Iisus, cel profețit cu mult timp înainte că se va naște în Betleemul Iudei. Această sărbătoare, deci, este o sărbătoare a iubirii smerite și milostive a lui Dumnezeu, care s-a arătat în Fiul Său cel veșnic, care din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor a devenit tocmai ceea ce iubea, adică om. La finalul slujbei, Patriarhul Daniel a făcut referire la războiul dintre Israel și Hamas, cât și la cel dintre Rusia și Ucraina. Patriarhul le-a transmis credincioșilor să se roage pentru pace. Vă dorim tuturor sărbători fericite, cu pace, bucurie și să transmiteți și dumneavoastră pace și bucurie celor din jur și mai ales pace în suflet, dar și pace între popoare, pentru că în unele părți se află mai puține pace, se află chiar război. De aceea noi ne rugăm ca Hristos, Domnul Păcii, să aducă pace în suflet și pace pe pământ. Vă dorim tuturor sănătate, bucurie și sărbători fericite în continuare.